Bine v-am găsit alături de noi. Sunt Felicia Sârbu și vă prezint prognoza meteo. Vineri vremea se va menține confortabilă datorită influenței unei zone de aer cu presiune atmosferică normală. Șansele de precipitații pe întreg teritoriul țării vor rămâne reduse. În unele raioane ale țării, temperatura maximă va atinge valori de până la 30 de grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. Să vedem ce temperaturi se vor înregistra în această noapte, dar și mâine ziua. În raioanele de nord, noaptea vor fi plus 13-16, ziua până la 28. În cele centrale, noaptea plus 14-18, ziua până la 30. Iar în cele de sud, noaptea plus 15-18, ziua până la 30. La Chișinău vom avea cer variabil, fără precipitații. Iar termometrele noaptea vor indica plus 16-18, iar ziua plus 27-29 de grade. În acest weekend izolat vor fi ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar maxima se va înregistra în jur de plus 30. Cam atât pentru vremea în țară. Rămâneți alături de noi! O sângerare ușoară în timpul periajului dinților este primul semn a slăbirii gingiilor. Trebuie să avem grijă de gingii, pentru că ele protejează dinții. Pasta de dinți Lesnoi Balsam, în comparație cu alte paste de dinți, conține extract de 5 plante medicinale pentru gingii. Lesnoi Balsam întărește gingiile, previne inflamația și sângerarea. Lesnoi Balsam, protecția dinților, protecția gingiilor. Să vedem și prognoza pentru Europa. La București și Constanța se așteaptă cer senin cu plus 31, respectiv plus 30. În Kiev și Odessa cerul va fi variabil cu plus 28 pentru amândouă orașe. În Antalya cerul va fi senin cu plus 34. La Moscova se așteaptă ploi cu plus 23, iar la Londra cer senin cu plus 26. Cam atât despre vreme. Vă doresc un weekend cât mai frumos!